ore și am ajuns aici la 1234, vârful Ijar din munții Gilăului, o perspectivă absolut minunată, e destul de rece că suntem în noiembrie, dar a meritat drumul până aici. Am reușit să ajungem cu mașina destul de sus, cum vedeți și voi, acolo am lăsat-o ceva mai jos. În perspectivă se vede vârful Blidaru, vârful Fieru, undeva în față e vârful Plopi, o locație prea puțin cunoscută. Acum e ceață, dar undeva în zona respectivă se află vârful Dobrin. Și dacă mă duc mai așa cu imaginea, vedem Mărișel. Acum s-a lăsat o ceață chiar înainte să pornesc să vă arăt aici panorama. În jos e drumul lui Antonescu, așa îi se spune. Un drum care astăzi e destul de practicabil, dar din ce am înțeles de la cineva pe care l-am întâlnit aici, un domn de la Salvamont, ne-a spus că drumurile astea sunt undeva din Evul Mediu, pe aici se circula, pe aici își făceau oamenii drumuri, dat fiind faptul că în vale era mai greu, veneau tot soiul de viituri și atunci mergeau pe culmea sau deasupra muntelui. Am avut niște peripeții, drumul n-a fost foarte ușor din Papea, a fost puțin mai complicat la un moment dat, dar am avut parte de cineva de la CERT chiar în fața noastră, care ne-a dat o mână de ajutor și mulțumim pe această cale. Dar pentru o excursie de, hai să spunem, câteva ore de la Cluj venind, e absolut superb să ajungeți aici pe acest vârf, cota 1234, munții Gilăului. E atât de frumos că o să revenim.